În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Iubiți credincioși, așa începe relatarea creației Sfânta Scriptură. După părerea noastră, este vorba de două lucruri distincte, cer și pământ. Dar Dumnezeu n-a făcut altceva decât să despartă cerul și pământul, dar nu așa cum credem noi. Cerul să fie undeva unde să ne uităm în sus și pământul să fie al nostru. Este vorba de două lumi. Lumea de aici și lumea de dincolo. La început Dumnezeu a creat cerul, adică a creat lumea îngerilor. Apoi pământul, lumea în care trăim noi. De altminteri, pământul, reprezentând, printre altele, și materia primă pentru desăvârșirea omului, înseamnă că Dumnezeu a creat la început lumea îngerilor și apoi pe om. Iubiți credincioși, ziua de astăzi, o zi în care Biserica prăznuiește pe Sfinții Arhanghel Mihail, Gavril și Rafael și pe toate puterile cerului, puterile îngerești, este o zi în care trebuie să vedem lumea așa cum este ea. Și anume, am să rămân astăzi la câteva lucruri foarte interesante despre realitatea lumii. Noi credem că ceea ce vedem este tot, că nu mai are niciun sens, că tot ceea ce se vede spune despre un anumit lucru totul. Și nu este așa. Ca să înțelegeți mai bine ce vreau eu să vă spun, am să vă aduc aminte de un stareț de mănăstire care s-a dus la duhovnicul său, care trăia pusnic într-o chilie îndepărtată, și duhovnicul, când l-a văzut așa de abătut, a intrat în vorbă cu el, l-a mângâiat și a spus: frate, dar ce e cu tine? Nu te-am văzut așa niciodată. Deci la noi în mănăstire s-a stricat toată atmosfera. Nu mai este nimic din ceea ce trebuie să fie într-o mănăstire. Adică cum, frate? Nu mai este pace, frații nu se înțeleg între ei, unul i-ai zis să facă ceva și dă mărunt în buze, celuilalt îi zici să facă, dar de ce n-a făcut și celălalt? Și ce este o dezbinare totală. Și atunci duhovnicul a zis: dar e normal să fie așa. Păi voi poate că nu știți, la voi a venit Hristos, numai că este deghizat într-unul dintre frați. Vedeți ce faceți. Bineînțeles că acum, în drum spre mănăstirea lui, starețul și-a pus tot felul de întrebări. Oare cine o fi? Să fie iconomul? Nu, că e prea zgârcit. Dar să fie clopotarul? Nu, că e prea mândru. Să fie chelarul? Să fie unul sau altul? Și a găsit pentru toți. Ba că erau prea înfrumurați, ba că nu făceau ascultare, până la urmă și-a adus aminte care este cheia, este deghizat. Și s-a dus și i-a chemat pe toți și le-a spus ce le-a zis, ce i-a zis lui duhovnicul. Și când au aflat toți că unul dintre ei este Hristos, dar este deghizat, cu toții au început să se poarte așa cum ar fi fost dacă Hristos era între ei. Și încet, încet, când vedeau pe cineva că face un lucru mai așa, mai cu alene, zice: da, cred că El este Hristos și este deghizat într-un leneș, tocmai să mă facă pe mine să înțeleg. Și încet, încet, n-a trecut decât puțină vreme și viața din mănăstire a înflorit. Iubiți credincioși, așa este lumea noastră. Contează foarte mult cum vedem cerul în pământul pe care stăm. Cum vedem mesajul lui Hristos în cel care este lângă noi. Pentru că sunt lucruri la îndemâna noastră, decât că trebuie să știm cum să le vedem. Probabil că la fel de dezbinată ar fi fost obștea aceea a mănăstirii, dacă
nu s-ar fi gândit ceilalți să acopere realitatea primară a unui gest pe care cineva îl vede. Ne întoarcem acum la noi în familie. Dacă ne-am văietat că nu ne mai înțelegem, că nu ne ajunge cu tare, că de la orice începe câte o discuție, atunci să știți că singura posibilitate este să ne gândim la lumea cerului, adică ceea ce vezi nu e ceea ce crezi. Și încet, încet, dacă ne aplecăm către celălalt și vedem în el că, de fapt, Hristos acolo se sălășluiește, cu siguranță că vom fi mai atenți și ecoul va fi foarte, foarte aproape. Cel care strigă în gura mare te iubesc va primi și ecoul că este iubit. Iubiți credincioși, mai trebuie să mai facem ceva. Fiecare dintre noi așteptăm de la ceilalți să facă ceva pentru noi, dar nu ne gândim niciodată că și noi trebuie să facem ceva pentru celălalt. Și anume, atunci când ne rătăcim undeva, zicem, Doamne, dă-mi ar trimite mie Dumnezeu printr-un semn sau prin cineva să mă scoată din încurcătura asta. Dar ne-am gândit vreodată că putem să fim noi îngerul păzitor al cuiva? Și iată să vă spun un exemplu, deși toată pedagogia de la Comenius încoace spune că învățătorul nu trebuie să spună din experiențele proprii, eu am să mă risc în continuare cum fac de obicei. Veneam ieri de la Pitești și când să intrăm în București, cineva foarte insistent la o intersecție bătea în geam să cobor geamul mașinii mele ca să-mi spună ceva. Zic, bă, acum eu știam ce mașină am. Mi-a mai bătut unul în geam acum vreo două luni să-mi spună că mi-a căzut toba. M-a mai atenționat cineva că nu merg stopurile pe spate. Zic, bă, a să văd acum ce e. Îmi părea rău că de-abia intrasem în București, zic, să vezi acum ce pățesc. Și bineînțeles că am deschis geamul, am coborât geamul și da, zice, spitalul Bagdasar Arsenie. Da, unde e? Acum eu eram și cu soția care stătea în dreapta. Amândoi odată cred că ne-am adus aminte că am avut și noi nevoie de multe ori în viață ca într-un oraș străin sau într-o țară străină să spună cineva pe unde s-o iei. Mai ales că fusesem prieteni cu aceste spitale din București acum vreo 2 ani când pe tata socru l-am plimbat pe la vreo 5-6 și am început să le cunoaștem. Ne-am dat seama că o deviere de traseu așa nu puteam permite, că ne luasem o marjă oarecare să ajungem aproape pe lumină acasă. Și totuși, dacă ies după aia din București, ajungem repede acasă. Și zic, vină după mine. Acum a venit omul după noi și noi am început să ne întrebăm dacă suntem siguri dacă acela este spitalul, pentru că fusesem la vreo 5-6 spitale, v-am zis, cu tata. Când ne-am stabilit noi că s-ar putea să fie acolo, mă, totuși, hai să vedem dacă tot avem jucăriile astea cu noi, ia intră pe telefon, ia vezi dacă așa-l cheamă pe spitalul ăsta. A, spitalul Arsenie, Berce numărul 12. O luăm înainte, gata, am făcut un semn că tot e în regulă să vină după noi. Apoi a început nenea Marcel să ne spună, peste 600 de metri, în intersecția cu Senjiratoriu, ieșiți pe a treia ieșire. Bun, am făcut noi ce am făcut, scrie acolo că ajungem în vreo 32 de minute. Am ajuns. Am ajuns. Nu pot să vă zic. Pentru că, la un moment dat, așa cum se fac traducerile, nu le mai face un om, le face mașina. Fără să uit unde am rămas, acum vreo 3 săptămâni mi s-a schimbat tratamentul de diabet și am mai primit o pilulă. Primesc în fiecare zi, sunt colecționar. Am ajuns la vreo 16-17, nu contează asta. Și scrie acolo că aceste pastile se iau imediat înainte de masă. Bun, după părerea mea, imediat înseamnă după ceva. Și mă lămurește Ozana și spune, tati, stai puțin, eu cred că în original scria just before. Și așa au tradus-o, că așa le-a dat lor. În năzdrăvănia asta, nenea Marcel traducea și el tot așa. Și la un moment dat îmi spune, zice, peste 200 de metri, o faceți stânga strâns.
stânga strâns. Măcar dacă era vreo traducere în engleză sau să mai așa, băi, ce-o fi vrut să spună? Follow me, un alt, nimic, stânga strâns. Bineînțeles că ne fiind lămurit, am cerut telefonul. Zic, hai să mă uit, poate scrie, dacă n-auzi bine, poate văd cum se duce stăgeata. E, cum am pus mâna pe telefon, bineînțeles că am apăsat pe ce nu trebuie. Și a tăcut Nea Marcel. Până când se intre Nea Marcel, iar eu vind în mijlocul drumului, până se intre Nea Marcel, deja nu mai erau 7 minute până la destinație, erau 27, că trebuia să mă întorc, că erau niște șantiere și erau sensuri unice. Am oprit, mi-am cerut scuze de la cel care era în spatele meu, care bineînțeles că nu știa nici ce s-a întâmplat. Oricum puteam să-l duc și până la Constanța, că el s-a luat după mine. L-am rugat să mă ierte, nu prea înțelegea de ce să-mi cer iertare de la el, dar zic, vină după mine că nu te las până când nu văd acolo Bagdad Sarațenii, nu mă las. Și așa am și făcut. A mai durat ceva, l-am lăsat pe om exact în fața spitalului, omul mi-a făcut semn că mulțumește tare mult și am plecat spre casă, bineînțeles că în acest timp începe diavolul să prindă teren. Păi n-ai fost atent, că ai pus mâna pe nu știu ce. Bineînțeles, acum nicio faptă bună nu răspunde nerăsplătită. Adică trebuie să o pățești. Dar ne-am calmat încet, încet. Am făcut iar un ocol că ne-a scos până Giurgiu și după aia... Dar important este că am simțit amândoi o ușurare. Uite-mă, că am putut să fim înger păzitor, împreună călător cu cineva. Că nu e puțin lucru. Este foarte important ca noi cei care am cerut de atâtea ori îngerului păzitor, ori să ne ducă undeva, ori să ne ajute să ajungem în altă parte, am primit, dar nu ne-am întrebat niciodată, nu cumva îngerul nostru păzitor așteaptă să fim și noi pentru celălalt ceea ce este el pentru noi. De aceea trebuie să înțelegem, măcar astăzi, când sunt prăznuiți arhanghelii și toată lumea împărătească a văzduhului, să știm că văzduhul acesta este făcut tot pentru noi. Lumea de dincolo este lumea în care Dumnezeu ne așteaptă să trăim frumos. V-am mai spus și altă dată, bunicii, străbunicii mei care au venit în Dobrogea în 1926 cu strămutarea aceea de populație, au venit să, după războiul de independență, să muncească cineva și pământul Dobrogei, a venit de la Vâlcea și făcea cu căruța o săptămână pe drum. Așa e. Uite, eu dacă am făcut cu GPS cu tot, tot am ajuns în 4 ore de la Pitești până acasă. Ziceau când se duceau sau când vorbeau despre Vâlcea, zicea dincolo, adică dincolo, așa se vorbește. Pe dincolo, mă duc pe dincolo. Întotdeauna omul are conștiința lui dincolo. Are conștiința lumii imateriale, pe care nimeni nu poate să o scapă, să scoată din cap și din gând. Aceste gânduri trebuie să fie astăzi populate cu îngerii păzitori, cu arhanghelii, cu domniile, cu stăpâniile, cu tronurile, cu heruvimii, cu serafimii, cu toată oastea cerească, pentru că numai așa putem să trăim frumos pe pământ. Dacă nu suntem cu capul deasupra, chiar și în nori, nu putem să trăim frumoși pe pământ. Dacă am cere cuiva la o anumită vârstă frumoasă a adolescenței să fie rațional, vezi mă despre cutare sau de cutare, că nu-i de tine, că nu știu ce, nu, un copil, dacă nu trăiește cu capul în nori, nu se căsătorește cu cine trebuie. Trebuie să-i lăsăm săptămâna oarbă, în care să nu mai vadă cu ochii, ci cu inima. Să nu mai aibă capul în rațiune, ci în nori. Pentru că pe pământ se trăiește frumos cu capul în nori. Acum, nu toată viața. Sunt momente în care după ce te așezi la casa ta, picioarele pe pământ, yes, man, și începi să trăiești frumos în ascultare. Oricum, ți-ai propune
sau oricum ar trebui să faci conviețuirea frumoasă, este frumoasă dacă o accepți. Ceea ce, de exemplu, mie îmi place în familia mea, e cu siguranță total diferit de ceea ce place altuia în familia lui. Și atunci, dacă eu vreau să copiez lumea celuilalt, să o aduc în lumea mea, în familia mea, greșesc. Sau lumea mea, să o spun altuia că este cea mai bună, iar greșesc. Pentru că Dumnezeu la început a făcut cerul și pământul. Și nu știm în ce cer se află familia vecinului sau a fiului sau a fiicei mele. Nu. Eu trebuie să știu că mă aflu pe pământul acesta și pentru fiecare pământ pe care se află un om, există un cer pe care Dumnezeu l-a făcut dintr-un început. Iubiți credincioși, aș vrea ca ziua de astăzi, o zi atât de încărcată și de plină, să învățăm să trăim altfel decât se vede, să trăim și ceea ce nu se vede. Poate că uitându-vă afară și văzând vremea aceasta cam mohorâtă, cu ploaie, puteți să fiți meteodependenți și nu este bine. Și pe mine m-au încercat multe amintiri, mai ales că acum 24 de ani era să fiu, adică am fost tată pentru a doua oară. Și era o duminică cu un soare de nu puteai să stai nici măcar în cămașă cu mânecă scurtă. Vă spun pentru că în vremea aceea vindeam flori și eram mai apropiat de agricultură, roadele sunt aici lângă mine și acum, amintindu-mi, știți ce mi-a răspuns mintea mea, care e cu capul în nori atunci când trebuie? Că este astăzi o zi exact ca atunci. Adică nu e duminică, e marți, nu e soare, ci plouă. Adică e la fel, în mintea mea, pentru că amintirea aceea nu poate să-mi ia nimeni din cap și eu o trăiesc frumos pentru că va rămâne așa tot timpul vieții mele. Dacă cineva crede că ceea ce vede este totul, greșește. Ceea ce vede nu e nici măcar o parte din ceea ce este. Pentru că dacă iese acum un agricultor care săracul de el a pus rapiță și nu i-a ieșit decât una la 2 metri pătrați, acum zice, ei, gata, se umezește pământul. Cei care nu știu agricultură o să spună, și ce, mai iese alta? Nu, 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 la primăvară. Rară, dar pământul e pregătit după acum. Iubiți credincioși, trebuie să fim oameni de perspectivă, nu numai oamenii zilei de astăzi până mâine. Trebuie să vedem lucrurile, cum sunt ele de frumoase în viața aceea. De aceea rugăm pe Sfinții Arhangheli, pe Sfinții Heruvimi, Serafimi, Tronuri, Domnii, Stăpânii, să ne lumineze mintea, să putem să vedem lumea reală, pentru că lumea reală nu este numai o lume pipăibilă, este o lume completă și are un singur aspect, este foarte frumoasă. Dacă nu știm să o vedem frumoasă, cu siguranță că nu avem ochi, și nu merităm, de altminteri, să vedem mai mult. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca lumea, în frumusețea în care Dumnezeu a construit-o pentru noi, să fie o lume în care noi, la rândul nostru, să trăim frumos. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.